Oameni simpli, tineri, dar în primul rând, oameni buni. Mă uit la voi și văd oameni cinstiți. Da. Eu nu vă cer să mă ascultați pe mine acum. Cine sunt eu? Un simplu om, un simplu cetățean. Eu vă cer însă să ascultați dreptatea. Eu vă cer să ascultați adevărul. Mi-au venit acum și niște versuri în minte. Doamne! Dacă mi-ești prieten, dă-i în gând poruncă morții când și-o pregăti pumnalul să-l înfigă în mine, Doamne, și să lase în pace. Calul. Eu mă hrănesc cu suflete. Eu mă hrănesc cu bucurie, cu dragoste. Oameni buni, trebuie să vă spun ceva. Și nu mi-este ușor. Simt lacrimile cum mă umplu ochii, dar totuși găsesc curajul mine și vă spun. Oameni buni, este vina lui Polonius. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Oameni buni, nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu vreau să provoc ură între oameni, să provoc anarhie. Oameni buni, tot ce vreau e binele familiei mele. Cati, dragostea mea. Oameni buni și Inge. Polonius economisește pe pielea personalului ca să-i fie pe plac regelui. Hai să sperăm că vor înveseli cât de cât atmosfera asta. Ai văzut ce s-a schimbat prințul după gluma mea? A devenit amabil, prevenitor, cordial. Te mai am picul. Dar ți se pare frumos ce-ai făcut? Păi să-i bagi în cap unui copil care oricum știi că are atâtea probleme și că este dificil. Că tatălui Vitreg i-a ucis tatăl. Așa, asta doar pentru că ai bănuit tu pe nedrept. Ca și fost eu amanta lui Crăuiz cândva. Hai că știm! Păi ce ai, ce dovezi ai dat? Nu poți să dai ascultare la toate bine. Exact! Da, lasă! Lasă! Că știu eu ce știu. Ia-te. Oh, va da salon. Nu cred. Mai înainte de a lua pasal bucătăria, trebuie să servim repede mâncarea la masă. Hai de Becky! 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 Becky, hai! Tu te curața, Cati! Stai că n-am terminat de ornatul măsire și capere. Domnule Barnabă, muntele, pe comedia ți interesează doar cantitatea. Cu cât sunt mai grei la masă, cu atât sunt ei mai sprinte pe scenă. Ești gata, nevastă? Loc gata, rață a la provenzală, poftă de chină. Să meargă rața la provenzală! Să meargă rața! Poftă care este una! Găină, faraon! Ce faci? Ce faci? Ce faci? Ce faci?
mandibulelor. Becky, tu te să vezi dacă s-au săturat. Da. Să aud dinții care mestecă, toacă, sfărâmă, macină, te zgioacă, pulverizează mâncarea. Tata, tata, cer biscuiță-i moaie în vin. Becky! Cum? Hamlet le-a promis de mâncare și după spectacol. Și la drum provizii serioase. Au terminat chiar tot. Câinii în zadar, o scheună pentru un os. Și Hamlet? Incredibil! Nu s-a atins de dulciul, tată. A lăudat biftecul în sânge și e foarte vesel. E foarte incitat de spectacol. Bravo, bravo! Ce-a spus, fetelor? Fetelor! Ce vezi, doamne? Hai, hai, Adina, trecut! Hai, hai, linge! Hai, 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 linge! Auzi, Becky, dar ce vă jucam? Actorul acela brunet mi-a zis mie că o să joace asasinarea lui Gonzago. O piesă văzută și răzvăzută. Că eu mă întreb ce va zice regele Calus. Lui plac doar balerinele franțuzoice. Bă, că tu-i cunoști bine gusturile regelui! Ha, gata! Vrei să știi cu cine mă culcam când erai tu plecat la Paris? Nu am intervenit, fiindcă ai zis... Nu, dar am zis că... Vrei să știi? Nu am zis, eu eram mică... Coasele mele nu te foghi! Dai cu păcălesc pe mine! Trebuia să găsesc, nu așa, și pentru tine! Care tu erai plecat la Paris și învățai sub trebuși toate pazachiile de la oși! Nu mai vorbim la mă, tu n-am zis că se joacă spectacolul! Dar tu nu înțelegi, eu nu mai pot, Froggy, să fiu judecată de bună ca tine. Dar ori fi jucând cu curțile astea aripi pline. Eu cred că dacă nu mâncau, nu se puteau ține pe picioare. Cine știe de când au mai mâncat ei un prânz ca lumea? Fetelor, dar ce se întâmplă acolo? Păi, fluieră. De asta au vrut ei să mănânce înainte de spectacol. Publicul părăsește sala. Ia uite, și regele și regina au plecat. Sunt făcut foc pe Hamlet, el a organizat spectacolul. Gata, gata, pe mine nu m-a făcut nimeni niciodată prostii cu asta. Dar îmi închipui, majestate, dar cine și-a fi putut permite? Eu sunt întotdeauna la lățimea situației în orice împrejurare. Maestate, nu vă mai agitați, vă face rău. Să taci, bucătable. Dacă Hamlet mi-a ridicat-o împotrivă și pe regină. Hamlet! Hamlet a făcut o întreagă campanie împotriva mea și a indispus publicul. Măi, și când te gândești că nici măcar n-am mâncat ca să mă îmbrac și să mă mai... Da, majestatea, dumneavoastră sunteți foarte frumoasă, nu aveți nevoie de machiaj. Știu că sunt frumoasă, știu că sunt frumoasă. Dar Hamlet a spus că nu sunt destul de feminină, că îmi crește barba și că arăt ca un halebardie. Să poate așa ceva, majestate? Păi și dumneavoastră... Păi eu care am fost protagonista tuturor tragediilor, comediilor, teatrului istoric, teatrului istoric pastoral, teatrului radiofonic. Bă, fiule! Mamă, te rog, ascultă-mă! Nu mai încerca să te justifici! Mamă, scuze, de data asta e exagerat cu adevărat! Nu-mi exagerat, mamă! Prin capul mai trece să te scuzi! Nu! Cum așa, mamă? Odată e în gaura asta provincială ocazie să ne distrăm și noi. Sunteți actorii, se aranjează spectacolul. Putem să stăm împreună, nu? Să ne distrăm și noi, dar nu! Că tu trebuie să distrugi tot cu gustul tău de a tulbura. Nu, mama, te rog, te rog, spectacolul nostru trebuia să aibă un ton realist. Dar ce e aia realist? Realist, mama. Ce ți-ai băgat în cap, Hamlet? Vrei să te faci actor? Nu, mama. Vezi că mi-au spus actorii că ai modificat tot textul. Nu tot, da? Și mie mi-a modificat cele mai repici, majestate. Ah! Uite și pe travestitul ăsta! Unde? Originalul chiar pe care mi l-a făcut Jean Sardan, Hamlet! Chiar eu ca să-i nu stric, o mandasem o copie! Și prin regate un pic, nu i-a stuia fără gust, ci temerină! Temerină! Hai, dar să mă lasă de o picătură de apă! Ok, nu-ți permit cu asta! Cum să semăn eu cu Pocitania asta? Pe scenă, ca femeie, vă depășesc! Mama, știi că la noi, femeile nu au voie să joace pe scenă, mamă. Da, iar pentru rolurile feminine s-a apelat de la tine. Da, da, iar majestate, iar eu am întotdeauna un asemenea succes, încât publicul la sfârșitul reprezentațiilor dă buzna la mine, ca bine să mă putin că e mișcă. Da, da, ia uite să vadă dacă ești femeie sau bărbat. Și tu nu aștepți decât clipa aceea, nu-i așa? Majestate, luați-te aici, nu mai așa. Haide, pe, hai! Asta e tot ce vrei, dar cum să ies pe scenă? Am avut o copilă de ea mea! Dați-mi o picătura de băutura aia! Claudius era de acord!
din care e o travă de șoareci, măi! De vreme sau mai târziu va trebui să schimb locul întrebii acele! Ce puțin să fiu etichetă, omule! Frumoasă distracție, n-am ce zice! Mama, nu! Auzi, să ai curajul să-i pui pe morții aia de foame să-și joace povestea unuia care mănâncă nu știu câte becațe și pe urmă moare pentru că fratele său îi toarnă în ureche nu știu ce. Travă de șoareci din bucătărie, mama. Da? Da. Și regele n-ar trebui să se enerveze? În plus, m-am pus să joace rolul regelui pe actorul ăla. E post cu zâmbet de hiere. Poate avea și obișnuitul meu. Da. O poveste fără cap și coadă, Hamlet. Da. Și așa, Claudius, cu toată durerea de cap pe care o dă corona, dar de marcii nu suportă spectacolele în proză dacă nu sunt comice. Pe urmă, când a văzut rochea mea, cea pe care îi place să mi-o scoată noaptea, înainte de culcare, rochea mea pe... Gluma asta a naturii a simțit că-i profanat obiectul dragostei sale. Să ai curaj, nu să pui în locul meu pe bărbosul ăsta. Majestate! Vă rog, unde suntem să priviți acești obrăjori roșii ca petalele de trandafir? Majestate, priviți și acest piept? Alca și ușuret, ușuret, ușuret. Ușuret, rochea mea e de la Paris, înțelegi? De la Paris. Paris, dragul de William și pe Julieta sa a scris-o pentru mine. Oh, ce vreme. Mama, te rog frumos să nu mai plângi. Mama, eu sunt mama. Iertă-mă. Eu care m-am sacrificat pentru tine și distrugi viața. Iartă-mă, mamă, iartă-mă. Te rog, nu plânge, mamă. Mă faci și pe mine să plâng. Iar tu încetează să o duci pe afară. Aici înăuntru are drept să plângă numai sângele albastru. M-ați nenorocit. Nenorocit, aici nu ești pe scenă. Prințe, când mi-ați spus că îmi crește barba, l-ați influențat pe un copil care a prins mingea din zbor, iar acum eu pe tine voi te să sunt mai lor de-astea masculine. Mați, gropari! Să-l am cu de tine, nu asta să fie ușor! Aaaa! Ce mișcă acolo, frate! Hălă! Ia fi-mă! Nu-și acolo! Aaaa! Nu poate fi dacă tu ușor! Lasă-l să fie dau două tichea! Nu! Bunul meu frânt! De unde trebuie să fac asta? L-am omorât! Pariez pe un ducat! Polonius! Maestate, aș fi putut jura! Mereu am zis eu că va sfârși ca un șobolan! E Polonius? Hamlet, l-ai lovit pe Polonius? L-a ucis, maestate! Stai bun! Dar l-am vrut, mamă, nu mi-e! Fie ce clipă, faci o boacănă! Nu poate omul să stea liniștit cu tine! Mă, n-am vrut să-l omor! Și acum să-l auzi pe rege, Hamlet! Voia să te trimită în străinătate, iar eu încercam să-l conving să renunțe. Dar nu, ai să-ți faci așa frumos băgăjelul și ai să mergi și tu să-ți perfecționezi studiile la universitate engleză. Nu, mama, nu, la universitate, eu nu merg! Ba, dai să pleci, nu mai comenta! Cadi! Cadi! Da, m-aș ajut! Scoate rotele pe viitorul bărbat și trimite-o la școlat. Mama! Am mai făcut una prietenă. Și așa Claudius era curios pe ea. Prințe! Prințe! Lasă-mă, te rog! Prințe! Prințe, sunt eu! Orațiu! Orațiu! Prințe, vin din partea regelui. Deja? Da. Am luat din un sol trebuie să plecați imediat din Danemarca și să vă îmbarcați în Anglia. Nu poate ce un Anglia, nu merg în Anglia. Prințe, dar nu? Ca să viziteze. Părăți. Noi? Aș prefera să nu vin prințul meu. Mai bine de vreo aici, mai iesul meu, ca să vă informez. Dacă îmi permiteți rămân. Să-ți permit, Horatio?
stau să nu-ți permit. Ei bine, rămâi. Dar să-mi scrii. Alo? Te îmbrățișez, nu mă frug. Prințaia să ne luăm așa de la... Și pe tine, dracula mea, Cati? Tu care mi-ai fost ca o mamă iubitoare. Am să fi trădat nici cum fostul cu unul precum Claudius. N-aș băga mâna în foc, prințe! Un salut și ție, dulcea mea Inghe. Prietena mea de joacă din copilărie. Hai! Hai! Hai pe Inghe! Adio! Inghe? Dacă o vezi pe Ofelia, spune-i te rog să meargă la mănăstire, da? Pentru că doar acolo, într-o mănăstire, vor ști să-i rezolve probleme. Adio! Un salut și ție, puișorule, cu coaja asta lipită de cap. Peti? Da. S-ai grijă de sora ta. Adio. Da. Îmi iau niște ciocolată pentru drum. Treaba merge prost! Iar a început cu dulciuri! Anglia, Anglia. În Anglia, prințul o să găsească dulciuri super bune. Dar eu nu înțeleg de ce trebuie să meargă Ofelia la mănăstire. Mică! E tot mai ciudat prințul nostru iubit. S-ar zice că-i dă târcoale nebunia. Oh. Pe crucea mea! Da asta lui Polonius? El. Are un fel foarte ciudat, atrage cu urechea. De cum până trage cu urechea la ușa de pe lumea cealaltă? Am uite moarte naturală? Da. Da, domnule, da. Pentru că, da, fiind creatura ne-a făcut pe toți muritori, moartea așa e. Aș uiți dacă aș trebui că mă întâlnirează ceea ce vreau. Aici se pregătește mâncarea, dar nu mai trebuie să fie mâncat Polonius de armata de vie, ce aș da pe să se ocupe de el. Așa că hai, du-l de aici! Da! Ce chestie, domnule! Noi îngrășăm animalele ca să ne îngrășăm pe noi. Dar nu ne gândim că o să îngrășăm la rândul nostru vieni? Nobile domn, mă ajut să-l car de aici. Desigur. Mă duc și eu să văd de la acolo ce zic. Unde-l țin? Vreți doar acolo. Și uitați obiceiuri. Deocamdată duceți-l la capelă. Fetelor. Acapela. Aici nu-mi plac cum ori cântările! Hai, Cati, că nu se mai poate întâmpla nimic. Hamlet, pleacă! Ia, și tu termină cu zupalța, regina, hai! Lasă-mă să plâng, nu am niciun viitor! Cariera mea e terminată! Sigur, cine s-ar gândi ca între șoldurile astea grațioase să se afle? Contrariu a ceea ce un bărbat se așteaptă să găsească. În primul rând, că nu e așa. E așa am făcut. Și în al doilea rând, în al treilea, pardon. Ce știi tu despre asta? De-ai știi tu? Ia zi, că-ți caută ceea ce am eu în vremurile astea. Câți bărbați însurați? Eu, Cati, nu rămân pe... Auzi, ia, hai! Șt! Atâta m-am prins. Hai, ia, 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 artist, ziua peste noapte artist. O, rochii, cum nebunii! Fia, uite, prietă de sânge peste tot, dar se poate așa ceva?
Știai că cine a murit nu se mai întoarce? Da. Tu! Eu am stat aici. Păi nu, dar ce mă trebuie să duci? Unde să mă duc? În mormânt! Cum? Mai bine nu trebuie să plângi. Dar de ce să plângi? Hai, doamnă, ceva. Păi, domniță, nu poate fi mâncat nici de cum fiu. Dar să știți că l-am tăiat repede, n-a suferit. Ochi, te mină tu, cu mizerile asta, o penia mea lipsat de pe cap. Ia. Domniță, luați ce doriți, să mergeți să mâncați afară, că atunci eu-i treabă aici. Nu. Să doarmă în pace murtul. Ce-a murit? Păi, să doarmă. Nu mai trebuie, te rog, nu mai trebuie, te stai aici. Ce o să fac acum? Eu puteți aduc ceva. Să vedeți ce gustos să-l fac cu miere, cu rozmarin la cuptor. Rozmarin! Asta e pentru aducerea minte. Și mai am ceva. Mai am... Chimes? Chimes nu e pentru orativ, nu-i pentru... Da! Da, da, așa e, nu? Ce? Că duminică putem să numim plantă sfântă. Nu? Mai am ceva. Curcuma! Violetele s-au ofilit. Mi-a murit tata. Tata! 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 Scoate-o de aici, acum! Domniță, dar pătrunjel n-aveți? Pătrunjel? Da. Pătrunjelul se găsește în grădinița de lângă cascadă. Da. Duceți-vă acolo. Da, păi mă duc acolo. Eu vreau să-mi fac o fiertură densă cu pătrunjel. Și mi-e greu. Ce o să fac cu pătrunjel? Mai mă, Froghi, fiertura de pătrunjel servește la portat. Pe creste de cocoș și miez de anghinare. Astea sunt feluri potrivite pentru primul meu soț, Frochi. Dumnezeu să-l aibă în pasă. Lui Claudius însă i-ar trebui ceva mai ușor. Să-l mai calmeze. Nu că m-aș plânge, dar cu toate grijile pe care le-am, astea...